Accesul pacienților români la medicamente inovatoare este mult mai greoi în România față de accesul pacienților europeni. Pe de altă parte, criza medicamentelor se adâncește în țara noastră. Despre lipsa de predictibilitate vom vorbi aici la 360medical.ro cu doamna Florentina Păncescu, director general UCB Pharma România. Aș vrea să vă întreb mai întâi ce înseamnă predictibilitatea din punct de vedere al companiei pe care o reprezentați, UCB Pharma România, în ceea ce privește rambursarea medicamentelor. Și aș vrea să începem cu rambursarea, pentru că asta interesează majoritatea pacienților români. Mulțumesc pentru invitație. Aș zice pentru UCB Pharma, ca pentru orice altă companie, predictibilitatea este foarte importantă pentru că noi ne facem niște planuri și e esențial ca aceste planuri să fie cât mai aproape de realitate. Evident că avem o marjă de eroare, dar atunci când nu ai deloc predictibilitate și nu poți să-ți faci niște calcule clare cu ce cheltuieli ai de făcut, când să le angajezi și mai ales când să produci. Pentru că noi producem medicamente și, după cum vedeți, în lume e o criză de substanță activă, de foarte multe lucruri și producția este la limită. Asta înseamnă că noi trebuie să știm cel puțin cu un an înainte când să producem pentru România. Și cât? Și cât, evident. Cât putem să estimăm într-un fel sau altul, dar când este important, pentru că România este printre puținele țări care nu reușește nici acum să aibă niște termene clare când se rambursează medicamentele. Și termene clare nu înseamnă o dată fixă, înseamnă un maxim 3 luni de la. Și dacă ne uităm pe lanț, să zic, până în tot procesul ăsta de rambursare, s-au făcut progrese semnificative și trebuie să recunoaștem, adică nu suntem ca acum 10 ani. Recent s-au făcut tot așa progrese pe partea de HTA, adică nu mai avem întârzieri pe partea asta. În schimb, rambursarea efectivă și publicarea listei de medicamente rambursate este cumva strict dependentă de bugetul statului, pe care într-un fel sau altul nu reușim să-l gestionăm cum trebuie și sunt foarte multe motive pentru care lista nu apare într-un anume termen, pentru că nu ducem lipsă de legislație sau de termene în legislație, noi nu le respectăm. Și atunci, pentru noi este foarte dificil, ca și companie, să putem să ne facem niște planuri, să ne angajăm oameni, să producem. Și da, e dificil și scade și, să zic așa, interesul companiei și a multor companii pentru România din această cauză. Pentru că atunci când nu poți să-ți faci niște planuri clare și nu știi ce ai de făcut și când, este foarte dificil. Preferi să te îndrepți spre piețe care sunt predictibile și pentru care poți să-ți faci planuri precise și pentru care poți să produci în condiții normale. Lista de medicamente compensate, rambursate de către stat, ar trebui updatată de 3-4 ori pe an. Cum stăm anul acesta și câte medicamente aveți în așteptare pe această listă? Noi ne-am dorit, desigur, să fie updatată de mai multe ori pe an. Ne-am bucurat dacă am începe de undeva, măcar o dată pe an să fie updatată. Evident, trimestrial ar fi cel mai bine, pentru că și ritmul inovației a crescut. Sunt medicamente cu un posibil impact pozitiv asupra vieții pacienților care nu suportă întârziere. Adică dacă ne-am pune în locul unui pacient a cărui viață este profund modificată de boală, gândiți-vă ce impact are asupra lui un tratament care poate să-l ducă înapoi în normalitate, care poate să-l ducă înapoi în câmpul muncii, pentru că nu statul are interesul să-și vindece pacienții ca ei să se întoarcă în activitate și să plătească în continuare taxe, ca să funcționeze economia. E foarte important să poți să aduci la timp aceste medicamente și să nu mai întârziem, pentru că
un an, doi, trei, pot să afecteze profund un pacient și recuperarea lui nu mai e aceeași. Adică un tratament care stopează boala e un lucru să-l stopeze azi sau peste 2 ani. Anul acesta, din păcate, au fost extrem de puține molecule puse pe o listă de rambursare doar pentru contractele de cost-volum la începutul anului. În rest, nu se întrevede vreo listă anul acesta, ce este grav din punctul meu de vedere. Sunt extrem de multe molecule care așteaptă și noi avem cel puțin o moleculă și pentru altele două încă mai facem demersuri. Avem rapoarte pozitive HTA și sperăm să apară la un moment dat o listă. Sunt printre ele și tratamente pentru copii, pentru afecțiuni extrem de dificile, în care n-au mai fost tratamente importante de foarte mult timp. Părinții și-au pus speranța în noile tratamente. Noi ne străduim, dar cam atâta putem să facem. Adică situația este gravă, credem noi, pentru că sunt foarte mulți pacienți care așteaptă și care speră din suflet să își vadă tratamentul rambursat și să se poată trata. Și eu zic că este o pierdere și pentru statul român, pentru că mulți dintre acești pacienți au viața profund afectată, nu mai pot să-și desfășoare activitatea ca înainte, sunt mulți dintre ei pensionați pe caz de boală și își doresc foarte mult să se întoarcă în câmpul muncii atunci când vor fi tratați și vor avea o viață și o boală controlată, astfel încât să le poată permite să se întoarcă la serviciu. Este nevoie de predictibilitate și în privința updatării protocoalelor terapeutice? Desigur. Fără ele, tot așa, nu putem funcționa. Adică ar trebui, practic, să fie... În alte țări, lucrurile astea sunt corelate într-un mod extrem de precis. Adică, atunci când spunem termene, sunt niște termene în număr de luni, pentru evaluarea HTA, pentru negocieri de prețuri, pentru totul este foarte bine planificat, inclusiv protocoalele terapeutice, pentru că fără ele nu se pot prescrie medicamentele. Și atunci noi degeaba facem progrese într-o parte sau în alta. Dacă tot procesul nu funcționează în mod corect și coerent, practic eforturile sunt în van. Adică mă uit la ce eforturi a făcut ANM-ul să reușească să dea rapoarte de HTA în timp, dar ce folos? Dacă ei și-au făcut treaba chiar mai repede uneori decât era prevăzut în lege pentru că au înțeles urgența și apoi așteptăm 2-3 ani, eu știu cât depinde de moleculă, ca să găsim fonduri să publicăm lista de medicamente rambursate. De multe ori companiile pharma vorbesc despre procesele de acces și spun că e nevoie de termene mai clare. Puteți să ne spuneți în momentul de față cum sunt aceste termene și de fapt cum ar trebui ele să fie din punct de vedere al companiilor farmaceutice? Probabil că se pot face îmbunătățiri în sensul de durată a aprobării. Se începe cu prețul, apoi se trece la HTA, apoi lista de rambursate, protocolul. În toate există termene legale și acum ele nu sunt respectate. Deci odată ar trebui să se facă eforturi ca ele să fie respectate și apoi împreună cu autoritățile, eu zic că am putea să găsim soluții de optimizare a acestor termene în beneficiul pacientului. Pentru că noi ca și companie ne uităm la predictibilitate. Și da, ne putem adapta faptului că molecula vine într-un an, în doi sau în trei. Dar pacientul nu vede lucrurile așa. Pentru pacient este extrem de important ca el să aibă acces la terapie cât mai repede după ce ea este aprobată de Agenția Europeană a Medicamentului. Și atunci, eu zic că dacă lucrăm împreună cu autoritățile la niște baze clare și un proces foarte clar, am putea să îmbunătățim timpul alocat acestei rambursări. Mai e și problema între instituții. Lucrurile nu stau deloc bine încă, adică între casă, Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, încă nu
există mecanisme foarte clare și foarte precise de lucru. Faptul că o autoritate a trimis la cealaltă autoritate ce avea de trimis nu e suficient, pentru că Ministerul Finanțelor are modul de lucru care nu este deloc adaptat nevoilor din sănătate. Și atâta timp cât lucrul ăsta nu rămâne la fel și nu se modifică, nu cred că sunt speranțe să vedem îmbunătățiri semnificative. În cadrul companiei UCB Pharma vă ocupați nu doar de România, ci de 7 țări. Cum este situația în celelalte țări privind predictibilitatea? Sincer, cred că suntem cam singura țară și nu numai din estul Europei, e posibil să fim și cam singura din Europa, care nu are un termen clar de publicare a listei de medicamente rambursate. Toate celelalte țări, că au o dată pe an, că au într-un termen de luni de la publicarea HTA, nu contează, au termene clare pe care le respectă, ba chiar au și un fel de proceduri de urgență atunci când un tratament într-adevăr lipsește, este singurul și pacienții depind de el. E trist pentru mine, ca româncă, să mă duc în alte țări și să văd că, într-un fel sau altul, autoritățile au găsit soluții foarte bune. Cel mai bun exemplu, probabil, de la noi din regiune este Cehia. Cehia are un sistem foarte bine pus la punct, în care companiile știu clar care sunt termenele maximale în care se poate obține rambursarea unei molecule, sistemul funcționează foarte bine, autoritățile știu ce au de făcut, nimeni nu întârzie. Probabil că pacienții cehi sunt niște pacienți tratați corect și la timp, pentru că este, din câte mi-aduc eu aminte, din cele 7 țări în care eu îmi desfășor activitatea, sunt pacienții care au acces cel mai repede la terapie după aprobarea EMA. Și la cât timp se face updatarea listei? La ei este nu au termene clare, acum datăm o listă trimestrial, nu. La ei e o chestiune de după ce ați primit raportul HTA, se face negocierea de preț în termen de X luni, după care se publică. Nu așteaptă mai multe molecule ca să publice o listă. Am putea defini lipsa de predictibilitate ca o boală lungă și grea a României. Spuneți-mi care sunt efectele adverse ale acesteia. Cu alte cuvinte, pe termen lung, cum ne afectează pe noi românii ca pacienți, dar și pe companiile farmaceutice care sunt la noi în piață? Da, este o boală gravă și de lungă durată, din păcate. În primul rând, afectează viața pacienților într-un mod grav. Mulți dintre ei sunt obligați să se pensioneze de boală, mulți dintre ei și-au concedii medicale pe perioade foarte lungi, lucru care devine se transformă într-un cost pentru societate și pentru statul român. Ca să dăm niște cifre mai precise, dacă am reușit să reducem cu 10% costul inactivității și dizabilității pe caz de boală, economia românească ar câștiga peste de 1 miliard de euro pe an. Ceea ce s-ar putea traduce, să zic așa, în faptul că în sănătate investim și nu cheltuim. Pentru că atâta timp cât statul român privește cheltuiala cu sănătatea ca pe o povară, și nu ca pe o investiție să ajute, pe de o parte, pacienții să-și recapete viața normală, dar și să se întoarcă în câmpul muncii, cred că rămânem blocați. Pentru companii, desigur, și pentru companii impactul este major, pentru că, așa cum am mai spus, interesul pentru România este destul de mic. Suntem întotdeauna în coada clasamentelor, suntem întotdeauna ultimii pe graficul de rambursare și da, asta poate la un moment dat să afecteze România, pentru că există companii care decid să nu mai ramburseze medicamente în România și din nou ne întoarcem la pacient.
Pacientul este cel care suferă. Eu cred că statul trebuie să găsească o modalitate prin care să echilibreze lucrurile în sănătate. Fiecare stat din lumea asta se confruntă cu dificultăți. Presiunea pe costurile cu sănătate este foarte mare peste tot, nu doar la noi, dar trebuie găsite mecanisme astfel încât să avem o predictibilitate, pacientul să știe clar când poate avea acces la terapie, companiile să știe când să-și programeze producțiile și totodată să scopul statului român să fie reîntoarcerea pacientului la o viață activă.